București este una dintre cele mai poluate capitale din Uniunea Europeană și una dintre cele mai, una dintre cele mai poluate orașe din țară, prezent fiind declanșată procedura de infringement pe PM10 popular denumit PRAF. Aici sunt două probleme. În primul rând nu știm cât de poluat este orașul, fiindcă rețeaua aceea de, de stații pentru monitorizarea calității aerului nu funcționează, nu știu dacă total sau parțial, încă din 2010 și ar fi nevoie de 50.000 de euro pentru a le repara. Vreau să vă întreb dacă s-au dat acești bani și când vor deveni aceste stații de monitorizare a calității aerului funcționale? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu la Hot News, care e unul din De fapt, puținele situri prin care mă culeg informația de presă și consider că e un instrument destul de obiectiv comparativ cu multe altele. Uh, punctual pe întrebarea pe care mi a spus-o. Într-adevăr, avem o procedură de infringement declanșată pe calitatea aerului pe trei orașe la nivel național. Pe București, pe Iași și pe Brașov. Uh, și suntem în stadii diferite uh, pe fiecare dintre ele. Uh, la București, în mod specific, într-adevăr, această rețea națională de monitorizare a calității aerului nu funcționează atât de bine cum ar trebui în ultimii ani, din, din diverse motive. Uh, pentru ca să se facă o, o monitorizare corectă, o stație trebuie să analizeze cel puțin trei tipuri de poluanți. Deci nu doar PM10, ci încă două, ca să fie mai mai sofisticat. La București, din 8 stații, numai două sunt cu adevărat funcționale pentru cele trei tipuri de poluanți. Celelalte sunt într-un stadiu mai mult sau mai puțin funcțional. Uh, și, într-adevăr, anul ăsta avem, uh, am prins la buget, uh, la Administrația Fondului de Mediu, uh, o linie de finanțare pentru aducerea la zi a acestei rețele naționale de monitorizare a calității aerului. Sunt aproximativ, cred că 35 de milioane alocate, din care trei vor fi pentru București. Deci ne așteptăm ca până la sfârșitul anului rețeaua să fie funcțională. Uh, și să putem să, să vedem și rezultatele, adică măcar o mai bună monitorizare a acestor tipuri de poluanți. Uh, situația este un pic mai bună la Brașov, unde deja prin monitorizările care există s au văzut că am intrat sub acea limită pe care ne dă Comisia de 35 de zile pe an. Uh, și noi am comunicat aceste date la Comisie și sperăm să avem un răspuns pozitiv, deci măcar Brașovul să iasă din infringement. Uh, la Iași lucrurile sunt un pic mai încete. De ce? Pentru că, ca și la București de altfel, fiecare primărie locală trebuie să-și facă un plan, mă rog, un studiu de impact, prima dată un studiu de fezabilitate, care să determine un set de măsuri pe care ei trebuie să le ia pentru îmbunătățirea sau menținerea calității aerului. La București sunt în faza în care s-a încheiat acest studiu și acum măsurile sunt prinse într-un plan de acțiune, iar la ea sunt în faza în care se face studiu. Deci, dacă reușim cu Brașovul să ieșim de sub infringement, mai rămâne, Brașov, mai rămâne Bucureștiul și Iașu. Pe București am spus deja, există fondurile alocate să se îmbunătățească. A, pentru că tot vorbim de București. <coughs> eu sunt specializată pe administrație locală și tot scriu de ce uh -huh. se întâmplă la primăria capitalei. Eu știu că ei un plan de măsuri pentru reducerea poluării încă din 2012. Uh -huh. Și au pus frumos într-un tabel ce trebuiau să facă și stadiul măsurilor. Și am văzut că nu prea au făcut nimic de acolo. Este vorba de piste de biciclete. Era vorba de spălarea carosabilului uh, inclusiv la rigolă, dar nu uh -huh. se poate pentru că sunt mașinile parcate uh -huh. pe prima bandă. Uh, era vorba de niște amenzi foarte mari pentru constructorii care nu își lasă șantierele în paragină și poluarea cu praf. Uh, deci, n-au realizat, realizat aproape nimic din, din ce și-au propus. Ați avut discuții cu ei în acest sens? Ați dat niște sancțiuni? Ce uh, s-a întâmplat? Da, într-adevăr, este în principal responsabilitatea dânșilor să, să ia toate aceste măsuri. Uh, noi chiar am alocat pe, din, uh, din fondul de mediu uh, niște resurse financiare pentru rețeaua de pistă de biciclete, care nu s-a folosit până în clipa de față. I-am alocat deja din nou. Uh, și sperăm să, să fie utilizați anul acesta, în 2016. Avem o, o întâlnire în vedere cu domnul primar chiar în săptămânile următoare pentru a discuta aceste lucruri și a vedea foarte concret ce, ce fac de și, și de ce sunt lucrurile atât de întârziate. Dar sancțiuni, ați dat ceva până acum? Ministerul, S nu numai când se de, de dumneavoastră ministru. Deci este garda de mediu care în general se duce și analizează lucrurile astea, Agenția de Protecție a Mediului, așa este instituțional, deci nu ministerul în sine de sancțiuni acțiunile, ci Garda de Mediu, care este autoritatea Ministerului pentru a face acest lucru. După lucrări. părerea mea, Garda de Mediu nu prea face treaba. Ei au dat 22 de sancțiuni, cam 20 de sancțiuni dau pe an pe partea asta <coughs> cu, cu, poluare, cu praf, cu șantiere, ceea ce mi se pare infim. Sunt în analiză ce se întâmplă la Garda de Mediu în clipa de față. De ea și de Brașov deja mi-ați spus ce s-a întâmplat. Da. Aș vrea să trecem la păduri, un subiect foarte dureros, așa. Un uh, studiu Greenpeace, uh, publicat la finalul anului trecut, a arătat că se pierd 3 hectare de pădure pe oră uh, și, mă rog, înregistrându-se 62 de cazuri de tăieri ilegale în fiecare zi. Uh, Valoarea totală a prejudiciului la nivel național în perioada 2013-2014 a fost de 50 de milioane de euro, o sumă uriașă. Ce date aveți în acest sens despre tăierile ilegale uh, și ce măsuri luați pentru oprirea de frișărilor? Uh, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, pădurile sunt una din prioritățile mele în acest an la, la Ministerul Mediului. Uh, situația e destul de dureroasă. Așa cum ați spus și dumneavoastră, eu am fost pe teren deja de două ori să văd cu ochii mei pădurile și la picior în, în zona Făgărașului uh, și uh, survolând acum două săptămâni, cred că am fost cu un elicopter deasupra Făgăraș, Iezăr, Păpușea, toți munții acolo, s-au tăiat cam 10.000 de hectare de, de pădure în, în ultimii ani uh, și uh, Însă, după cum bine știți... Doar din... în zona aceea sau... Doar în zona aceea, doar în zona aceea, da, da. Deci nu am apucat să ajungem și în alte părți ale țării unde, din câte știu, sunt, lucrurile sunt la fel de proaste. Um, ce facem concret? Din, din suprafața de peste 6 milioane de hectare de pădure pe care o are România, 50% sunt păduri de stat și aproximativ 50% sunt păduri private, adică păduri care țin de oateuri uri de opți sau proprietari privați aproximativ 400.000 de, de hectare sunt uh, mici proprietari, cum ar veni, sunt sub... Uh, în proprietate sub 100 de hectare. Ele sunt cele mai vulnerabile la tăieri legale, pentru că nu au un sistem de, de protecție foarte bun și atunci acolo se, uh, se pot întâmpla uh, foarte multe lucruri. Um, unul din pilonii a ceea ce vrem să facem anul ăsta, pentru că bineînțeles nu vom putea într-un an de zile să reparăm lucruri care sunt acumulate de peste 20 de ani. Însă, un pilon central ar fi partea de control. Și, în sensul ăsta, la Minister, chiar acum, ne ocupăm de o mică reorganizare a structurii, prin care să creez un departament de control silvic, care nu mai există de ceva vreme. Deci, un departament de control silvic și cinegetic, căruia să-i se raporteze care să fie organul care coordonează și controlează și căruia ei se raportează de către gărzile forestiere. Pentru că gărzile forestiere au menirea să fie acel, um, acea instituție care controlează ce se întâmplă în zona pădurilor, bineînțeles, împreună cu pădurarii, dar um, gărzile forestiere sunt constituite prin transformarea fostelor inspectorate teritoriale de regiune. Recent, Digi da, da. da? Anul trecut da. s-au înființat. Acum există legea gărzilor forestiere care, zilele acestea a trecut chiar ieri de uh, Comisia Comună de Agricultură și de Mediu și urmează să intre în plan. Câți oameni au gărțile forestiere? Gărțile forestiere inițial aveau 400 și ceva. Noi am mărit personalul, vor fi 617 uh, cu salarii uh, decente, adică o persoană, de exemplu, cu 9 ani vechime poate să meargă până la 5.000 de ron net. Um, și însă, gărțile forestiere în clipa de față sunt constituite nouă entități juridice separate. Așa cum a fost inițial în ordonanța de urgență care prin care s-au constituit anul trecut, ele erau doar nouă entități juridice separate, nu, nu raportau ierarhic practic nimănui. Și din cauza asta, noi de când am venit sau eu de când am venit la minister împreună cu echipa mea care se ocupă de partea de păduri și cu concursul unor parlamentari care au înțeles. Um, problema. Am introdus niște amendamente, unul din ele fiind într-adevăr această ierarhizare, deci cărțile să raporteze unei structuri centrale la minister de control și apoi mai sunt încă câteva lucruri foarte important și aș vrea să menționez asta, este felul în care se vor recruta, se va recruta acest personal al cărților forestiere. Da, pentru că fostele itsv uri erau așa, niște focare de corupție, se fura practic cu acordul lor. Așa, mă rog, sunt și astfel de cazuri. Nu aș vrea să generalizăm, pentru că nu e bine să blamăm pe toată lumea, așa să-i punem pe toți într-un. Dar sunt și astfel de cazuri. Însă. Uh personalul fostului TRSV într-adevăr intră ca și personal al forestiere. Noi ce am vrut să introducem este ca tot acest personal să treacă printr-un proces de evaluare. Și evaluarea să însemne nu numai o evaluare profesională la modul de um, cunoștințele dânșilor pe domeniul silvic, dar și o evaluare de, de integritate, o evaluare psihologică și apoi tot personalul nou care va fi angajat, de deci sunt peste, cred că aproximativ 160-190 de noi locuri de muncă, deci personal care nu a fost în ITRSV ori care vor fi angajați noi, ei toți vor trece prin acest proces de evaluare. Și sperăm că în felul ăsta, combinând acest pachet cu criterii foarte stricte de selecție, cu salarii mult mai bune, să avem un corp de control real și să vedem o creștere a și a capacității, dar și a eficienței. Pornind de la ceea ce mi-ați spus, mi ați spus, spus că una dintre problemele mari sunt acele mici proprietăți, da. mici proprietari de pădure. Da. Care sunt nepozite, de fapt, asta e problema că de asta se defrișează. Până la urmă, știu că era o discuție în fostul în proiectul de cod Silvic să păzească statul aceste proprietăți mici. Până la urmă, cum a rămas? Cine le păzește? Le păzește proprietarii sau le păzește statul? Sau dacă, dacă aveți în vedere ceva în acest sens? Uh, nu, obligația este a proprietarilor să păzească, însă, într-adevăr, de la stat, trebuie să se asigure pentru acești mici proprietari o, o susținere. Da, o susținere financiară care este încă în lucru. Acum aici sunt multe aspecte, pentru că știți bine că situația bugetului e destul de delicată și în, ca și în alte situații, cum avem compensările pe, pentru, um, pentru um, proprietarii care au suprafețe în arile protejate, care la fel, prin lege, ar trebui să primească o compensare pentru faptul că nu-și folosesc, nu folosesc pădurea sau pășunea sau ce au de acolo. Um, în primul rând, trebuie să ai o metodologie clară de calcul. A, cum dar pentru scuidare, cât ar costa de la buget să se păzească. Da, înceste? în mare, uh, nu. Deci, pentru compensările pe. am spus, sunt două lucruri separate. Una era pentru pază, dar alta era pentru compensările pe, pe suprafețele protejate. în arei protejate. Sunt în jur de, cred că, 60 de milioane pe an. Adică, în sunt niște sume ai. destul de considerabile și bugetul de stat, cum este în clipa de față foarte sub presiune, mai greu suportă, însă soluțiile pe care încercăm să le găsim sunt prin fonduri europene. Am discutat deja cu domnul ministru al agriculturii și se pot găsi, poate nu chiar pentru toată lumea, pentru, poate nu chiar pentru toată suma, dar se pot identifica niște sume prin PNDR, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În fine, căutăm soluții pentru că un aplicat. Aveți o cifră globală referitor la defrișări? Cât s-au defrișat, de exemplu, ilegal în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, în ultimul an? Uh, cifra care s-a vehiculat cel mai mult pe, pe tăieri ilegale, și aici trebuie să fim atenți un pic și cu termenii. Și o să revin la întrebarea dumneavoastră la început, că mi-ați spus de uh, dispar 3 hectare de pădure pe oră. Uh, trebuie să fim un pic atenți cu termenii, pentru că s-a folosit foarte mult această sintagmă, a intrat așa un pic în circuitul public și uh, creează multă neniniște, multă dar când, când ne referim la dispariția unei păduri, ne referim la tăierea ei completă la ras. Ori nu asta se întâmplă. Deci, în, în România, nu dispare complet uh, o pădure de 3 hectare într-o oră. Uh, sunt afectate de tăieri legale. Asta înseamnă că se taie un copac aici, se mai taie niște copaci dincolo, și atunci acea suprafață de 3 hectare este afectată într-adevăr, dar ea nu dispare complet la ras. Și se taie uh, din păduri diferite? Se taie din păduri diferite, da. Și e important pentru că eu, sigur, primesc foarte multe mesaje pe păduri. E normal, oamenii au. O, o preocupare și o neliniște pe care o împărtășesc, însă, însă, și din cauza că se vehiculează cu mare ușurință câteodată tot felul de cifre de Dar care e cifra oficială? Deci cifra, cifra care, care uh, iese din, din anumite parte este de 8,8 milioane de metri cubi pe an care se taie ilegal. Asta a transpus în hectare? Uh, transpus în hectare, nu știu să vă spun exact în hectare, dar în fine. Uh, Ce Cineva care a fost prins cu lemn fără acte de însoțire sau tăind arbori ilegali. Și ce rezultate a avut până acum radarul pădurilor? Radarul pădurilor e o inițiativă foarte bună uh, și care și-a dovedit deja rezultatele uh, din octombrie 2014, de când a, de când a fost lansat, uh, și până la final de 2015, cred că au fost peste 25.000 de, de apeluri de la cetățeni la 112, a rezultat și s-a dovedit că din, din lemnul capturat 25% era ilegal. wow Deci funcționează. Însă, ce se întâmplă și aici este o nemulțumire pe care din nou o semnalează foarte mulți foarte mulți oameni, Practic, oamenii sună la 112 uh, pentru că au văzut un transport de lemne pe drum. Uh, nu e neapărat să fie ilegal. De foarte multe ori e legal. Dar se întâmplă să fie și ilegal. Uh, și mai departe, uh, nu se știe ce se mai întâmplă. Bun, a venit poliția... Da, asta a fost o mare problemă a societății civile. Uh, e exact, transparentizarea transparentizarea exact. Și exact asta vom face noi anul ăsta. Deci asta este una din măsurile foarte concrete la care lucrăm deja. Este în lucru uh, dezvoltarea acestui software pe radarul pădurilor astfel încât să se transparentizeze și să se închide complet bucla. Deci, unu, poate nu, nici măcar nu e nevoie ca oamenii să sune la 112, poți să faci aplicații prin care ei să pot vedea direct pe telefon și doi, să știe uh, bun, ce s-a întâmplat mai departe, s-a confiscat lemnul, s-au dat sancțiuni. Da. Uh, apropo de întrebarea dumneavoastră, există legea contravențiilor în regim Silvi care de asemenea este acum în Parlament, să revizuiește și noi am propus o, o, o mărire a, a sancțiunilor între 5 și 20 de mii lei, tocmai ca să facem mult Dacă e mai... prins că e tăiat, că Dacă, da, lemne, exact. Așa, dar uh, ceva pușcărie? Poate sunt penal? Bun, astea sunt... Sigur, aia organele de anchetă trebuie să intre pentru că se anchetează lucrurile astea și aia e deja de domeniul dumnealor. Dar se poate da. aplica sancțiunea aceasta și în prezent? Dacă... Da, deci deocamdată sunt aceste sancțiuni de, de, de amendă, dar în funcție de gravitatea faptei și de ce reiese din anchetă. Se poate ajunge până Dumnezeu, la... Dumneavoastră cunoașteți un caz în care cineva care a tăiat ilegal uh, lemn sau a fost prins ca de frișatul suprafață de pădure a fost... Uh, face cușcărie? nu știu să vă spun concret, știu de exemplu celebru Karl nu, care a preocupat la fel foarte multă lume, care este acum în anchetă și o să vedem Ce rezultatele. Ce cu contractele acelea cu Rom Silva? Până la au fost prelungite sau nu au fost prelungite? Prin care cumpărau lemn preferențial de la o anumită cantitate în fiecare an erau, era rezervată. Sunt niște contracte vechi pe vremuri. au fost știu să de pe vremea anul le-ați mai prelungit sau nu le-ați mai prelungit? Da, nu, eu le prelungesc, contractul e cu Rom Silva. Deci Rom nu Silva știți? este. Nu, nu, nu că nu știu. E important să precizăm asta, că Rom Silva este, este o uh, entitate care are management privat, deci este o instituție în, în subordinea Ministerului Mediului, dar ea este uh, guvernată pe ordonanța 109, care e o ordonanță de guvernanță corporatistă. Și care, filozofia acestei ordonanțe, este că statul este un prost manager al bunului public al statului și, din acest motiv, angajăm management privat, într-un mod transparent, pe criterii de selecție, cu headhunter care ne alege directorul general și așa mai departe. Așa s-a întâmplat și la Rom Silva, știu. Nu pot eu să comentez cum s-au făcut criteriile, de ce s-a ajuns unde s-a ajuns, dar Autoritatea Tutelară, adică Ministerul Mediului, prin lege, prin această OG109, numește Consiliul de Administrație al Romsilva Silva. Și atât. Mai departe, Consiliul de Administrație selectează directorul general prin această procedură de selecție. După care, directorul general, ca orice manager de companie, are responsabilitatea deciziilor pe care de le Au mai prelungit sau nu prelungit? Face contractele. Acele contracte? Nu știu dacă au prelungit sau nu au prelungit. Asta trebuie văzut cu dânsii. De cele mai multe ori, defrișările se fac cel puțin cu acordul tacit al pădurarilor. Ce măsuri puteți lua împotriva acestora și dacă dacă e prindeți cu muța în traistă, cum se zice popular, cu lemnul în căruță? E, da, e, se aplică legea, pur și simplu, deci e, e același lucru. Pot fi, fi dați afară? Pentru că Sigur eu știu că, da. că era o problemă cu, cu asta. Nu, era foarte deci... greu, ca. va putea să-i dea afară, ministerul nu avea nicio pârghie. Păi... Și de multe ori e... Știți? ministerul nu avea nicio exact din ce v-am explicat mai devreme. Pentru că Rom Silva este cea care și da. conduce la Rom Silva. La este se cea poate, care... puteți interveni? Nu, tot la Rom nu, Silva. Nu, Rom. Este, deci Rom Silva este pe aceeași ordonanță de guvernanță corporatistă. Nu ministerul angajează un pădurar sau dă pădurarul afară. Aia este Rom Silva. Că altfel, atunci aducem Rom Silva din nou la minister și o facem administrație sub uh, autoritatea directă a ministerului și atât. Dar asta S-a schimbat. Așa a fost o vreme, după care s-a schimbat când a intrat pe OG 109 Dar pădurarii, da, au, există sancțiuni pentru dânșii și, în mod normal, de, în funcție de gravitatea faptei, se poate merge până la desfacerea contractului Iar de muncă. Iar dar a fost un ministru disciplină. al mediului, de la doamna Varga ceva mai... Uh -huh. Dânsa spunea că nu, practic, că, că nu are nicio pârghie. Au fost prinși pădurari că au... Păi da, pentru că pur și aceste Silva. practici și nu avea ce să le facă. Drum Silva nu-i de afară și era așa cumva... Pentru că asta e... Da. Pentru că pârghia la Rom Silva. Așa, așa s-a decis. Uh, ok. Uh, ce aveți de gând să faceți cu Rom Silva? Mai departe. Am văzut că se schimbă acum Consiliul păi de Administrație și... Am făcut deja cu Rom Silva ceea ce mi-a permis legea să fac. Adică Uh, am schimbat Consiliul de Administrație, care, cum am explicat deja, este uh, pârghia prin care autoritatea tutelară uh, intervine în, în această instituție. Ce am găsit eu la Silva, când, uh, când am făcut o analiză acolo, după ce am preluat mandatul în Consiliul de Administrație, este că din cei șapte membri ai Consiliului de Administrație, cinci erau angajați ai Silva. Deci, cum spuneam, Consiliul de Administrație este cel care selectează directorul general și care controlează ce face directorul general, că directorul general raportează acestui board, nu? Asta este un consiliu de administrație. Dar când membrii consiliului de administrație sunt angajați ai Rom Silva, deci subordonați ai directorului general, avem o problemă de guvernanță foarte crasă în care nu poți să fii sigur de independența deciziei pentru că oamenii ăștia sunt în același timp subordonați directorului general, dar ar trebui să controleze ce face directorul general. Deci, um, separarea funcției de decizie de, de, de uh, funcția de uh, execuție nu se poate face și nu se poate garanta independența. Pe acest motiv, eu am demis complet Consiliul uh, de Administrație, am numit un Consiliu temporar și acum s-a pornit deja procedura de selecție a Consiliului care va fi definitiv pe niște criterii foarte clare uh, de selecție. Consiliul la rândul lor au declanșat deja uh, procedura de selecție a noului director general, pentru că deci ce scăpăm de domnul Crăciunescu? Pentru că domnul Crăciunescu, eu la fel, eu nu puteam să-l demit pe domnul Crăciunescu, asta ce foarte multă lume n-a știut sau n-a înțeles. Așa e legea făcută. Deci eu nu am, aveam, cum să spun, autoritatea legală de a-l demite pe domnul Crăciunescu, însă i-am retras mandatul de membru în Consiliul de Administrație, dânsul ulterior și-a dat demisia. Conform acestei legi, în continuare, din clipa în care ți-ai dat demisia, ea durează 60 de zile până ia efect. Deci domnul Crăciunescu și-a dat demisia în ianuarie, dar va pleca efectiv din funcție în 18 martie. Și acum, ce Se avem de noi de... la Rom Silva, avem un Consiliu de Administrație nou, temporar, care a declanșat procedura de selecție și ieri chiar am anunțat uh, oficial, prin comunicat de presă, s-a declanșat procedura de selecție pentru un nou director general nou director general, oricine care îndeplinește criteriile poate aplica și sperăm să fie finalizată procedura până în aprilie, final de aprilie. Și atunci vom avea o nouă conducere. Va fi la latitudinea acestei noi conduceri să se ocupe mai departe de ce e de făcut acolo, de o reformă a instituției, de toate lucrurile pe care le-am discutat? Prestirii au ieșit la finalul lunii ianuarie în strandă, plângându-se că prețul este foarte mare la masa lemnoasă, că a crescut cu 300% uh -huh. și de faptul că nu au acces la materia primă din cauza marilor companii. Ce le spuneți? Păi le-am spus deja, pentru că soluția, pentru că situația s-a rezolvat pentru moment. Dar pot să vă spun ce s-a întâmplat și acolo. Deci, acest blocaj al pieței s-a întâmplat din cauza unei hotărâri de guvern așa numit 924 hotărârea de guvern pentru a, regulamentul de valorificare a masei lemnoase a, care a ieșit cam cu o săptămână să vină acest guvern tehnocrat. A, deci a fost data de guvernarea trecută. În, a, mă rog, avea mai multe are mai multe prevederi. A, una din ele era de fapt pentru stabilirea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă. A, Rom Silva, și nu Rom Silva, ci directorul general al Rom Silva, este cel care decide prețul de pornire a licitației. Dânsul și numai dânsul. Face parte din mandatul lui de manager. Aici s-a întâmplat o, un blocaj din cauza că felul în care s-a decis metodologia de calcul a acestui preț de pornire aleasă de Rom Silva a condus la o creștere a prețului cu 300% față de anul trecut. Și din cauza aceasta, operatorii economici s-au revoltat, au blocat licitația, deci s-au dus la licitații, dar nu au vrut să liciteze. Rom Silva a rămas pe poziția ei și s-a intrat într-o situație de, de blocaj. Noi de la Ministerul Mediului am încercat să facilităm foarte mult dialog, ne-am întâlnit și cu sindicatele operatorilor și cu Rom Silva, să-i ajutăm să discute între dânșii și să deblocheze situația. Uh, într-un final s-a ajuns la uh, mă rog, Rom Silva a spus că are nevoie să se clarifice câteva, câțiva termeni în acea hotărâre de guvern de care și s-au prevelat că nu, nu, nu pot să meargă mai departe Guvernul a modificat hotărârea, nu a modificat, a clarificat acești termeni ca Rom Silva să poată să... și într-un final Rom Silva a agreat să uh, reducă prețul Cu și... Prețul s-a redus la un preț care e mai aproape de ce s-a întâmplat anul trecut. Este un preț, vorbind, un preț de pornire a licitației. Da. După care, mai departe, piața reglează. reglează. Da. Asta înseamnă că la anumite direcții silvice, prețul e mai mare decât în alte părți. De exemplu, la, de la, la Suceava este mult mai mare decât la este severin sau așa. Uh, bun. Însă, deci, într-un final am reușit să deblocăm cu foarte mult efort. Vă spun, nu, nu a fost ușor, dar mă bucur că am, că am rezolvat. Deci, echipa mea și eu am fost foarte implicați în asta, și chiar de la nivel de guvern. Uh, însă, aceste luni care s-au pierdut, pentru că, pentru că aceste licitații, în mod normal, ar fi trebuit să aibă loc în decembrie, ele s-au deblocat în februarie. Deci, ne așteptăm să fie un impact pe uh, bugetul Rom Silva, pentru că Rom Silva în februarie sau sfârșit de ianuarie când făceam noi socoteala anul trecut pe vremea asta, sfârșit de ianuarie aveau în jur de 4 milioane în buget colectați din vânzarea acestui lemn anul ăsta aveau doar un milion jumate care va avea niște consecințe mai departe pe instituție, dar și pentru operatorii economici. Asta vreau să spun. Pentru ei spun că Silva ar fi făcut sau ar face intenționat acest joc pentru a avantaja marile corporații, pentru că micile firme nu vor permite niciodată să plătească uh -huh. atât de scump nu cât își permite o firmă mare. Credeți că a fost vorba de așa ceva? Nu, nu vreau să mă lansez în speculații pe acest gen. Eu, apropo, am și rugat corpul de control al primului ministru să înceapă un control la Rom Silva și el este în derulare. Deci, în derulare deja de o lună de zile ca să se analizeze toate aceste aspecte. Dar, în același timp, de câte știu, și Consiliul Concurenței face un control pe operatorii economici și pe acest blocaj al pieței. Deci acolo trebuie analizate mai multe lucruri. Însă, cred că ce e important este că situația s-a deblocat în clipa de față, licitațiile merg, lemnul se vinde și sperăm că nu vom mai avea astfel de situații în viitor.